Cuvântul Domnului pentru seara aceasta este din Epistola Apostolului Pavel către Filipeni, capitolul 2, de la versetul 5 până la versetul 11. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El mă că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce. De aceea, și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca numele lui Isus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, haideți să zicem toți că Isus Hristos este. Domnul! Amin. amin! Să ne așezăm! În urmă cu aproape 34 de ani, de aici, din zona aceasta dumneavoastră, s-a împânzit în toată țara un slogan care a rămas pentru mulți ani, încet uităm de el, dar a fost proaspăt pentru mulți ani, și anume... De Crăciun ne-am luat porția de libertate. Acesta a fost sloganul uh, imediat atunci când uh, regimul totalitar comunist a căzut, însuflețit de această inițiativă dinamică a bănățenilor. Toți am beneficiat de, de el. Și tare drag ne-a fost cuvântul la libertate. Toată lumea vorbea despre libertate. N-am înțeles nimic ce înseamnă libertatea aia, Habana aveam ce luăm, dar de Crăciun ne-am luat porția de libertate. Și au început să treacă ani peste noi, 5 ani, 10 ani, 15, 20, uite, 34 de ani. Și în loc să fim tot mai liberi, eu văd o lume tot mai înrobită. În loc să fim tot mai liberi, suntem tot mai subjugați, tot mai înrobiți, tot mai încătușați, pentru că cuvântul libertate nu este unul simplu. Conceptul de libertate nu este unul simplu. Noi n-am fost pregătiți pentru libertate și oamenii, puțini oameni știu să-și trăiască libertatea. Cei mai mulți fac o confuzie grozavă Vis-a-vis -vis de ceea ce înseamnă libertate. Pentru foarte mulți, libertate înseamnă să-și permită să facă ce vor. Pentru alții, libertate înseamnă să nu, cumva, să le spună altcineva ce au de făcut. Pentru alții, știu, libertate înseamnă să poată să facă ce le place. Adevărul este însă, dragii mei, că trăim într-o lume încătușată. Și lumea aceasta încătușată este uneori încătușată de alții. Sunt oameni care îi domină pe alții, care îi încătușează pe alții, sunt oameni care iau libertățile altora. Sunt oameni abuzivi, sunt oameni răi care îi controlează, care îi domină, care profită de alții. Alți oameni sunt încătușați de ce rău. Și Scriptura ne învață că lumea zace în cel rău. Și cel rău vrea să încătușeze o lume întreagă. Și sunt mulți oameni, covârșitori de mulți oameni, care sunt, de fapt, încătușați în cel rău. Alții sunt legați de păcat. Sunt anumite păcate, pofte, dependențe. Și tot mai mult și tot mai multe sunt aceste pofte care îi leagă pe oameni ca păstori ne confruntăm cu atâția oameni care suferă în urma acestor adicții, acestor dependențe și nici nu mai știm ce avem de făcut. Ne confruntăm și știu, am vorbit și cu fratele Alin și, și știe foarte bine, mai ales pe la conferințele de tinere, dar nu este, o vorb, nu este problema numai cu cei tineri. Oamenii în vârstă, oameni în puterea vârstei care sunt dominați, legați de tot felul de pofte. Au venit Tăvălugul ăsta peste noi, pentru care n-am fost pregătiți. A venit lumea asta virtuală peste noi. N-am fost pregătiți. Și nu mai deslegăm lucrurile acestea, ecranul ăsta de noi. Și mai mult, nu numai că nu-l mai lăsăm din mână, i-a prins, i-a legat cu tot felul de lucruri păcătoase pe mulți. Uitați-vă, dumneavoastră, ce se întâmplă în țara noastră, Doamne. Mor oameni cu zile, loviți de tot felul de, de, de oameni care sunt legați sunt legați. Când aud câte ură, cât, cât, de urât se vorbește despre oamenii aceia drogați care au omorât, au curmat viața altora. Vreau să vă spun ceva. Și de ea mi milă. Mi milă pentru că ce rău a pus stăpânire pe ei. Sunt oameni legați, dependenți. Nu mai pot să iasă de acolo. Am fost la conferințe de tineret unde am stat până la două, trei noaptea, cu sute de tineri venind să-și mărturisească legăturile de care nu mai pot să scape. Și spun, mă lupt cu mine, mă bat cu mine. Mi-am promis, am promis lui Dumnezeu, am promis părinților, am promis pastorului. Pot să stau departe o lună, două luni, trei luni și iară cad. Pentru că este o putere a celui rău care îi ține pe oameni legați, oameni buni. Sunt vremuri foarte complicate și oamenii n-au fost, noi n-am fost pregătiți pentru legăturile acestea care au venit de curând peste, peste omenire și atâția oameni legați care nu mai pot să iasă de unde sunt. Este dramatic, tragic. Se sfărâmă familii, se rup relații, se nenorocesc cu oameni. Își pun ștreangul în gând, de, de curând uh, S-a întâmplat un asemenea caz în localitatea în care vin. Pentru că o persoană care nu, nu s-a mai suportat pe sine a ajuns acolo. Atât de. pentru că a, zis, a lăsat bilet. N-a mai putut să mă sufăr pe mine. Și nu mai vreau să fac rău altora, a spus. Au ajuns la capătul puterilor. Nu mai văd ieșire. Și când oamenii nu mai văd ieșire, cedează. Până acolo îi duce diavolul. Deci trăim vremuri foarte complicate și cu cât se vorbește că suntem mai liberi, de fapt cu atât suntem mai încătușați. Și o lume atât de legată ca astăzi, rar a mai fost. Nici pe vremea dictatorului n-a fost așa legată lumea ca și astăzi. Ei, alții pe de altă parte, pe lângă faptul că este o lume atât de legată, sunt oameni care nu înțeleg ce înseamnă adevărata libertate și o trăiesc greșit. Pentru că, așa cum spuneam, sunt oameni care se consideră creștini, se consideră plăcuți înaintea lui Dumnezeu, dar își trăiesc greșit libertatea. Și iau argumente din scriptură. Și zic, până a zis Apostolul Pavel în Corinteni, toate lucrurile îmi sunt îngăduite? Ia că toate îmi sunt îngăduite. Iar dacă toate îmi sunt îngăduite, atunci fac ce vreau. Dar nu citesc tot contextul să vadă cum așează Apostolul Pavel această libertate și care sunt limitele acestei libertăți. Pentru că același Apostol Pavel vine și continuă și spune și precizează care este cadrul libertății creștine. Și spune, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Înseamnă că este o limită a necesității. Apoi, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos, este o limită a eficienței. Și apoi toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic să nu pună stăpânire pe mine, este o limită a autorității. Asta înseamnă că există un cadru, nu îmi delimitez eu cadrul în care să se manifeste libertatea, ci cadrul în care eu trebuie să manifest această libertate este acolo unde se manifestă caracterul lui Dumnezeu. Cât timp este gardul caracterului Dumnezeu, toate lucrurile îmi sunt îngăduite acolo. Dar când am ieșit dincolo de gardul caracterului Dumnezeu, adică ceea ce este împotriva lui Dumnezeu, nu mai pot să vin și să spun toate lucrurile îmi sunt îngăduite, pentru că am ieșit din sfera în care eu pot să fiu împărtășit cu Dumnezeu. Și așa cum am spus, am întâlnit oameni în biserică care vor să răstălmăcească și libertatea aceasta folosindu-se, așa cum am spus, de pasaje chiar scripturale. Și atunci, întrebarea mea pentru biserică în seara aceasta este pentru tine, pentru mine. Cum pot să fiu cu adevărat liber? Ce înseamnă să fiu cu adevărat liber? Cum putem să trăim adevărata libertate? Ce înseamnă ea? Cum se manifestă? Cum o dobândim? Și mai ales cum o aplicăm în viața noastră? Tema este foarte simplă și cuvintele mele o să fie foarte simple pentru că este o singură soluție. Am început pasajul din seara aceasta cu cuvintele Apostolului Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, care a spus să aveți în voi gândul care era în Hristos. Cu alte cuvinte, vrei să fii liber? Gândește ca Hristos. Vrei să ai libertate? Gândește ca Hristos. De aceea, într-un alt context, tot Apostolul Pavel în Roman spunea să vă noiți mintea, să gândiți altfel, să judecați altfel, să raționați altfel. Lăsați-vă mintea transformată de Duhul lui Dumnezeu ca să gândiți cum a gândit Hristos. Deci, modelul lui Hristos este modelul libertății noastre. Și care a fost decizia lui Hristos? Cum a devenit liber Hristos și cum putem să fim și noi liberi gândind ca Hristos? Și este aici este paradoxul cuvântului Dumnezeu. Și spune Hristos a fost liber pentru că s-a dezbrăcat de ceva și s-a îmbrăcat în altceva. Și foarte, pentru foarte mulți este de neconceput că singura posibilitate ca să fiu liber este să mă fac și eu asemenea lui Hristos, și anume, Rob. O singură șansă avem să fim liberi. Să gândim ca și Hristos care s-a făcut rob. Nu există nicio libertate mai mare decât această robie pe care Hristos însuși și-a asumat Au fost mulți copii care s-au născut să fie regi. În familiile regale, când se naște un băiat, când se naște un copil în general, dar mai ales un băiat în trecut, era o foarte mare sărbătoare, pentru că era un principiu, și anume, se duce uh, spița mai departe, da? se duce dinastia mai departe, este speranță, este continuitate. Și mulți copii s-au născut ca să devină regi. Dar un singur rege s-a născut ca să devină rob. Și acesta este Isus Hristos, Domnul. Ce înseamnă această robie a lui Isus Hristos? Dacă vrem să avem adevărata libertate, să ne eliberăm și să ne elibereze Dumnezeu de tot ceea ce ne robește, atunci trebuie să pricepem ce a însemnat această robie a lui Hristos. Robia aceasta lui Hristos a însemnat două lucruri, și anume o dezbrăcare, așa cum am spus, și apoi o îmbrăcare. De ce s-a dezbrăcat? Pentru că foarte mulți vin și spun, oh, Christos a dezbrăcat de Dumnezeirea Lui, nici vorbă. Christos, când a fost pe pământ, a fost Dumnezeu 100% și om 100%. De aceea, în Coloseni 2 cu ni se spune, în El locuiește pe deplin, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Deci, trupește în Cristos, adică omul locuiește toată plinătatea Dumnezeirii. Asta înseamnă că într-un mod paradoxal, metafizic, dincolo de capacitatea noastră de pricepere, în aceeași persoană era omul perfect Iisus Hristos și Dumnezeul perfect Iisus Hristos. Dar de ce s-a dezbrăcat atunci dacă nu de Dumnezeire? Domnul Iisus Hristos s-a dezbrăcat de toate privilegiile Dumnezeirii, de toate drepturile, dacă vreți, de gloria sa din veșnicie. A părăsit gloria eternă pe care nu o putem pricepe cu mintea noastră. Cine poate să descrie vreodată cum a arătat lumea și cum arată lumea din care s-a rupt, s-a frânt Fiul lui Dumnezeu și a venit în lumea noastră să se facă asemenea nouă, fără păcat, pentru ca punându-se pe cruce să fie o jerfă suficientă pentru noi, pentru toți. Cine va putea să descrie? în frânturi undeva în Apocalipsa în capitolul 4 și în capitolul 5 despre cum arată închinarea, slava, gloria în prezența tronului de slava lui Dumnezeu. Și vedem acolo patru făpturi vii, vedem 24 de bătrâni care au scaune de domnie și care au primit niște cununi dar înaintea lui Dumnezeu nu le pot ține pe cap și le aruncă pentru că atât de mare este slava. Și de acolo s-a rupt fiul lui Dumnezeu și a venit în lumea noastră a lui să fie Gloria. S-a dezbrăcat de toate aceste privilegii, s-a rupt de cer și a venit pe pământ. Pentru că eram noi, pentru că erai tu aici și aveai nevoie de el, aveam nevoie. Eram legați și încătușați în păcat. S-a dezbrăcat de acestea și s-a îmbrăcat apoi. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a dezbrăcat de slava cerească și s-a îmbrăcat într un arhanghel. Nu? Într-un heruvim. Într-un înger oarecare. Vreau să vă pun o întrebare. Era mult dacă fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, s-ar fi îmbrăcat într un înger. Însemna mult trecerea asta mult așa, mult însemna. Din Fiul lui Dumnezeu să devină un înger. Dar nu s-a îmbrăcat în înger. A venit pe pământ și s-a îmbrăcat într-un mare împărat. Într-un mare cuceritor. Într-un mare doctor. Într-un filozof. Într-un președinte. Nu? Știți în ce s-a îmbrăcat? Într-un rob. Dumnezeu, lumină din lumină, s-a din sânul unde este părtășie perfectă pentru niște ființe căzute ca noi și legate în păcat. Și s-a făcut. Rob. Dar nu orice fel de rob. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, găsim vreo cinci feluri de robi. O să folosesc câțiva termeni un pic mai tehnici, nu ca să impresionez pe nimeni, ci numai să facem un pic de diferență în niște, între niște categorii de robi în care putea. Fiul lui Dumnezeu. Să se îmbrace. În Evrei, în capitolul 3, versetul 5, se vorbește despre Moise, care a fost slujitor. Rob, da? Slujitor în casa lui Dumnezeu, spune. Cuvântul folosit aici este terapon. Acest rob sau slujitor în casa lui Dumnezeu era poziția unui rob peste alți robi slujitor în casa lui Dumnezeu peste alți slujitori. Deci un rob cu o autoritate. Când spune că a luat chip de rob, termenul folosit nu este acesta ca pentru Moise, adică să aibă autoritate peste alți robi. Rob! Dar nici măcar cu un pic de autoritate peste alți robi? Nu! Iosif despre Iosif se folosește același cuvânt în casa lui Potifar. Când spune că Potifar i-a dat toată casa pe mâna lui. Era un rob, dar un rob cu autoritate în casa lui Potifar. Nu în acest rob s-a îmbrăcat Hristos. În fapt, în capitolul 10, versetul 7, cuvântul Domnului spune că Cornelius a trimis niște robi la Petru, să vină și să stea de vorbă cu el. Cuvântul folosit aici pentru robii aceștia, trimiși de Cornelius, este oichetes, care înseamnă un rob cu un mesaj. Un rob cu un mesaj. Și robul acesta se duce la Petru și îi duce mesajul stăpânului al lui Cornelius. Și zice, Petre, hai de la Cornelius care treabă cu tine. Robul acesta, da? Trimis de Cornelius este un rob bine îmbrăcat, un rob care umblă pe stradă, un om cu libertate care se duce la o adresă care are libertatea aceasta de mișcare, dar are o are o menire. Este încredințat ceva. Când Hristos s-a îmbrăcat în rob, nu în acest rob s-a îmbrăcat. Acum bine bine. N-a venit ca știu eu, om puternic, om politic, om militar, dar măcar rob să fie ceva. Un al treilea pasaj în care găsim despre rob este Ioan 18 cu 36. Spune așa, dacă împărăția mea ar fi din lumea aceasta, sunt cuvintele Domnului, slujitorii mei sau robii mei s-ar lupta pentru mine. S-ar lupta pentru mine. Și cuvântul folosit aici este Hupertes, adică rob cu rang înalt, cu educație militară și cu putere. Un rob echipat pentru o misiune. Un rob puternic. Nici acest rob nu a fost robul în care s-a îmbrăcat Hristos. Al patrulea model este. Diaconos, robul sau slujitorul de la mese, din fapte capitolul 6. Deci pentru toți cei care vreți să fiți ordinați diaconi, vreau să înțelegeți bine ce înseamnă asta în seara asta, așa nume, rob, sclav. Diaconos este termenul acesta pentru slujitor, rob, sclav, care îi ajută pe alții. Da? Poate să mai potolesc un pic lucrurile după explicația asta. Dar știți ceva? Nici în acest rob nu s-a îmbrăcat Hristos. Dar în ce? În ce? De două ori în Scriptură avem folosit un cuvânt și intenționat am folosit această terminologie să ne dăm seama ce a însemnat îmbrăcarea lui Iisus Hristos, ca să ne dăm seama cu ce gândire trebuie să ne echipăm noi dacă cu adevărat vrem să fim oameni liberi. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, a luat chip de dulos. Asta este cuvântul. Este robul cel mai de jos care a fost vreodată pe pământ. Nu numai că a luat chip de rob, a luat chipul celui mai de jos rob. Robul ăsta n-avea nume, n-avea haine, n-avea drept de viață și de moarte. Era robul mai de jos, nimic mai de jos, mai prejos decât robul acesta nu exista pe fața pământului. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că s-a desprăcat de sine însuși și a luat chip de rob. Cel mai de jos rob. Atunci când citim despre Domnul Iisus Hristos că i-a luat pe ucenici și s-a dus să celebreze cina cea de taină, era obiceiul în Orientul Mijlociu, în lumea antică, că atunci când un musafir ajungea acasă la cineva, pe pragul casei, pentru că se umbla de scult sau cu niște sandale și era praf și era murdărie și oamenii erau, să știu eu, bacterii și virus și se infectau, pe pragul casei era un lichian și un ștergar. Și când se apropia musafirul de casă, venea cine? Cine venea? Care? cel mai de jos rom Și se apleca și spăla picioarele musafirilor, lua repede ligheanul cu apă murdară și dispărea și nu-l mai vedea nimeni. Dar când Domnul Iisus Hristos s-a apropiat cu ucenicii de casă, pentru a urca în odaia de sus să sărbătorească cina, pe pragul casei nu era nimeni și-a urcat în odaia de sus și-a luat Domnul pâinea, a frânt-o și le-a dat-o și le-a zis, luați mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Apoi a pus rodul viței, dar Ioan în capitolul 13 surprinde imaginea care pe mine mă probușește, este cea mai tulburătoare imagine din Noul Testament. Zice, în timpul cinei, Domnul s-a ridicat de la masă, a luat un lighean, s-a încins cu un ștergar, s-a dus la primucenic, la Petru, poate, și a zis: O, Petre, aș vrea să-ți spăl picioarele. Dar eu, care sunt Dumnezeu și știu toate lucrurile, deja te aud cum te vei lepăda de mine de trei ori când va cânta cu, cu înainte să cânte cocoșul, nu pot să spăl picioarele Și s-a dus la Iuda și a zis, Iuda, scutură-ți un pic haina, că vreau să aud cum sună 30 de arginți. Și s-a dus la Toma și a zis, Toma, cum să spăl picioarele unui ateu care nu crede în înviere? Așa a făcut? Pentru că Isus, robul lui Dumnezeu, a venit să slujească, nu să i se slujească. Și acest cel mai de jos rob, Dulos, a luat Ligianu și a spălat picioarele lui Petru și a luat Andrei și a lui Iuda și a lui Toma și a luat pe rând pe toți. Pentru că pe prag nu fusese robul, dar nu întâmplător, pentru că robul era chiar între ei, a lui să fie slava. Vrem să fim liberi? Libertatea nu o găsim când dominăm noi pe cineva, ci adevărata libertate o găsim atunci când avem în noi gândul care era în Hristos Iisus. Și anume, s-a dezbrăcat și s-a îmbrăcat cu altceva. Și s-a făcut rob. Cel mai de jos, rob. Găsim trei aspecte care îl caracterizează pe un rob. Aici este partea mesajului în care vă chem să stați în oglindă. În care vă chem să vă uitați la viața dumneavoastră ca să vă evaluați libertatea. Și anume, ca rob, în primul rând, nu faci ce vrei. Ca rob, nu faci ce vrei, ci singura virtute adevărată a unui rob este ascultarea desăvârșită. Auziți? Singura virtute a unui rob este ascultarea desăvârșită. Oamenii cred că dacă fac ce vor, sunt liberi. Și nu-și dau seama că de fapt sunt chiar robi lucrurilor pe care le fac. Și dacă vrem să fim liberi, noi trebuie să decidem în seara aceasta a cui voi o facem. Pe cine ascultăm? De cine ascultăm? Isus a spus că nu a făcut nimic de la sine, ci a făcut ceea ce Tatăl i-a spus să facă. Vă aduceți aminte de momentul acela dramatic în care Domnul Iisus Hristos, după ce le spală ucenicilor picioarele, se retrage în grădina Ghețiman, este noapte, este târziu, este tulburător și acolo se duce la o aruncătură de piatră și stă de vorbă cu tata. Și la un moment dat vede paharul plin de Toată mizeria omenirii, tot păcatul omenirii adunat într-un pahar amar. Pentru că Dumnezeu, care este sfânt, 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 sfânt înseamnă perfect la Dumnezeu, la noi nu. La Dumnezeu înseamnă sfânt, perfect, absolut separat de păcat. Dumnezeu nu poate să vadă păcatul. Și acum Hristos care era om, dar și Dumnezeu adevărat, nu numai că trebuia să se uite la paharul acela, trebuia să-l ia, să-l bea și să se facă păcat. Asta a fost durerea lui Hristos. Mai mult decât biciu, mai mult decât coroană, mai mult decât bajocurile. Nimic nu l-a durut mai mult pe Hristos decât să se atingă de păcat și nu un păcat și nu două, miliarde și miliarde de oameni care și-au golit, ne-am golit tot păcatul și mizeria noastră în acel pahar. Și atunci Hristos a zis, nu se poate să-l iei, nu se poate să treacă paharul ăsta, nu se poate fără el. Și tot el răspunde, dar tată, facă-se Voia ta. De ce? Pentru că un rob ascultă. Și-a dat exemplul acesta a robului care a ascultat de Tatăl până la capăt. Tot Domnul vine și spune, dacă vrea să asculte cineva de mine, dacă mă iubește cineva pe mine, atunci va asculta de poruncile mele. Mulți sunt cu gura mare, mulți proclamă dragostea pentru Hristos. O, oh, ce simplu e să, să iubești din gură. Dar oare ascultarea de poruncile lui Hristos demonstrează această libertate a robiei? Această libertate de a asculta de voia Tatălui? Știți cum și-a început Domnul Iisus Hristos propovăduirea? În același fel în care și-a început Ioan Botezătorul. Și au fost niște oameni foarte direcți, radicali am spune noi asta. Astăzi. astăzi ar avea probleme mari cu corectitudine politică și cu toate prostiile astea. Auziți cum începe Ioan Botezătorul. Pocăiți-vă! Căci împărăția cerului este aproape. Știți cum și-a început Domnul Iisus Hristos propovăduirea? Cum? Pocăiți-vă, căci ce împărăția cerurilor este aproape. Coboară Duhul Sfânt peste biserică, oamenii văd, văd minunea, se apropie de Petru, Petru le taie inima în două cu Evanghelia, nu așa o de-astea spuită să-i scarmine în cap pe oameni. Le-a spus adevărul a ceea ce au făcut, ăștia, cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu când lucrează, Schimbă, transformă, face operația adâncă și ăștia se ce să facem oamenilor, ce să facem fraților? Și Petru ce spune? A, lăsați-vă așa de, vedeți voi, pocăiți-vă căci ce împărăcea cerurilor este aproape. Ăsta e mesajul. Dacă vrem cu adevărat să fim liberi, înseamnă că noi nu mai facem ce vrem ci facem ce Dumnezeu spune. Oamenii fac ce vor și zic, suntem liberi. Oh, au o mândrie grozavă și spun, eu îmi decid viața, eu îmi decid viitorul. Într-un fel așa este. Într-un fel așa este. Numai nu știu cum arată viitorul ăla. Al doilea lucru pe care îl face, care îl determină pe un rob să fie rob, ca rob, nu numai că nu faci ce vrei. Ca rob, nimic nu este al tău. Ca rob, nimic nu este al tău. Foarte mulți oameni astăzi trăiesc cu amăgirea că ceea ce au determină ceea ce sunt. Și spun, am. Mă descurc, îmi rezolv. Știi până când. Ține mentalitatea asta cu am, deci mă descurc. Până la prima ședință de chimioterapie, când la oameni nu le mai trebuie nimic atunci decât un singur lucru, încă, o zi, încă o oră, încă un minut. Și aruncă oamenii pe fereastră ani și la sfârșit cer secunde. Și cu ce ne ajut atunci? Să spunem, eu am. Și uitați-vă la dumneavoastră în, în, zona aceasta, peste tot de fapt în țara noastră. Care sunt oamenii cu influență? Cei care au, ei determină, ei aleg, ei împart, ei fac, ei răsfac. Dragii mei, toate aceste lucruri ajung să însemne nimic când se pune în ecuația veșnicia noastră. Și când stăm față în față cu viața noastră, cu eternitatea noastră, Lucrurile pe care ne bazăm acum înseamnă nimic. Abia atunci încep să înțeleagă oamenii că de fapt tot ce le-a trecut pământ prin mâini nu era lor. Ce ar fi trebuit să fie a lui Dumnezeu? Vă duceți aminte de bogatul căruia a rodit țarina? Așa, când s-a uitat cât rod a avut, a stat el și a făcut un plan managerial și a zis... Șura asta e mică, cămara asta e mică, renovezi tot. Și apoi vorbea, ăsta era schizofrenic, vorbea cu sufletul lui. Dragii mei, când ne punem încrederea în lucrurile materiale, suntem cei mai nenorociți oameni. Pentru că, vis-a-vis -vis de lucrurile materiale, noi nu avem cum să fim liberi. N-avem cum să fim liberi. Pentru că ele devin stăpânul nostru. Ca rob, și dacă ești cu adevărat rob, înțelegi că nimic din ce ai nu este al tău, și atunci vă trebuie cine e liber. Cine e liber dacă nu robul? Care nu face ce vrea, care nu are nimic al lui, și în ultimul rând, ca rob. Faci lucrurile cele mai de jos. Cu alte cuvinte, ca rob, este singura cale să scap de mândria ta. Atât de legați sunt oamenii de orgoliul lor, de planurile lor, de, de bărbăția lor. Uitați-vă cum vorbesc cu oamenii așa în mândria lor. Eu, noi, mie. Ăștia ce cei mai legați oameni. Ce, ce tensiune este în inima unui asemenea om. Ce sfâșiere, ce lupte, câtă durere înseamnă pentru un asemenea om o ofensă, o privire, un cuvânt. De aceea imediat le sare țandră la, la asemenea oameni. De aceea imediat sunt conflictuali. De ce nu sunt păcați cu sine? Ăștia imediat sar. Trăiesc niște traume adânci asemenea oameni. Pentru că ei nu înțeleg că de fapt ca rob faci lucrurile cele mai de jos. Și când faci lucrurile cele mai de jos, ești cel mai liber. De aceea Domnul îi spune, auzi, dacă cineva îți ia haina, dă și cămașa. Pentru că Domnul aduce un principiu. Dacă cineva te obligă să mergi o milă de loc, zice, du-te două. Păi ăsta e liber! ăsta e liber! Dacă îmi cere haina, am o libertate să decid că stau și așa. Dacă mă obli să mă duc o milă, am libertatea să decid că mă duc și următoarea. Pentru că un om cu gândirea lui Hristos este un om liber. Trăim într-o lume încătușată. Este o lume încătușată de păcat, o lume încătușată de cer rău, o lume încătușată de sisteme politice și economice, de filosofii, o lume încătușată de modernism și de toată tehnologia asta care a venit peste noi și ne-a prins nepregătiți. Este o lume încătușată cum n-a mai fost niciodată. Cum vom găsi libertatea? Avem o singură șansă. Să ne lăsăm prin Duhul lui Dumnezeu Transformați în mintea noastră și să ne asumăm gândul care era în Hristos, Isus. Care a fost gândul acesta? Nu numai că s-a dezbrăcat de toată gloria cerească, ci s-a îmbrăcat în cel mai de jos, rob. Pentru că acolo găsești libertate, acolo faci voia Tatălui. Acolo nu mai ești dependent de lucrurile care sunt în jurul tău, pentru că știi că totul este a lui Dumnezeu și acolo ai libertatea să te dezbraci de tot orgoliu, de toată mândria și de așa zisa prestanță. Și ești gata să te miști printre oameni liber, să te cobori cum s-a coborât Hristos, să-l ajuți pe om în cele mai simple lucruri, să fii bun în cele mai practice moduri, să ridici și să te apleci la cel mai nenorocit om, fără să te gândești că tu, tu, păi asta a făcut Hristos, asta a făcut Hristos. Haideți să stăm ridicați, îi chem și pe tine să vină lângă mine, să cântăm un pic. Probabil că mulți oameni ar spune că pot să decidă dacă să fie sau să nu fie robi. Realitatea este alta. Noi nu putem decide dacă să fim sau să nu fim robi. Noi avem o altă alegere. Cine să fie stăpânul? Robi, oricum suntem. Nu există om care să nu fie rob. Dar întrebarea mea pentru tine în seara aceasta este, dacă oricum ești rob, cine ți este stăpânul? Pentru că cine ți este stăpânul, acela va decide ce face cu tine, va face cu tine ca rob. N-am să vă spun decizia celui rău pentru robii lui, dar vreau să vă spun decizia Tatălui din ceruri pentru robii lui. Și în Apocalipsa ni se spune așa: Și cel ce va birui până la sfârșit, va primi cu una vieții. Aleluia. Aleluia! Cel ce va birui până la sfârșit, va primi cu vieții. Te întreb în seara aceasta. Vineți, este stăpânul. Rob, oricum ești. Ce te stăpânește? Ce te controlează? Care este domeniul unde tu nu mai ai posibilitatea de alegere, capacitatea, puterea de alegere? Care sunt lucrurile pe care nu le mai poți controla? În viața ta. Acelea sunt stăpânul. Este un domeniu unde trebuie să ne lăsăm și să nu mai putem controla. Și aceasta este voia lui Dumnezeu. Unde-i voia lui Dumnezeu, nu încercați să controlați. Pur și simplu, trăim în voia lui Dumnezeu. Acesta este mesajul pentru dumneavoastră în seara asta. Ești rob. Din ce se aude chemând, că vin la Iisus, vino, Un Un cor, în ceres, din ce se aude chemând, o păcătos toți la Iisus, vino, vino. Un cor, un ceresc, ce pribeag mai rătăcești N-auzi Lui Iisus? Vino, vino! tu dacă ești, De ce pribeag mai rătăcești N-auzi

Ai sta azi sus te cheamă vino, vino ai trăit atâta timp crezând că e stăpânul vieții tale crezând că poți să faci ce vrei, și că poți decide ce vrei în viața ta. Ai trăit atâta timp crezând că ceea ce ai îți asigură ție viitorul, iar cu veșnicia te vei descurcat Ai trăit atâta timp crezând că ești prea tare să nu te stăpânești tu pe tine și ți-ai dea seama într-un târziu că de fapt sunt atâtea lucruri care te stăpânesc și tu nu te poți împotrivi. Iar Duhul lui Dumnezeu, care este prezent în biserică în seara aceasta, îți spune că El este gata să schimbe mintea și să spună gândul care era în Hristos. Pentru că nu există om liber care să nu se facă ca și Hristos, rob al lui Dumnezeu. Își începe Petru epistola și spune, Petru, rob și apostol. Începe Pavel Pistola și spune, Pavel, rob și apostol. Tu ce ești? Ce ești? Cine ești? Spui că ești liber. Și de fapt e zdrobit și căzut. Și numai Dumnezeu știe cotloanele vieții tale și gândurile și frământările și nopțile tale. Și tu le știi și neliniștea care te frământă. Oare de ce? Pentru că nu ne-am supus gândul lui Hristos. Pentru că nu l-am lăsat în noi de Duhul lui Dumnezeu. De aceea și cuvântul Domnului în seara asta ne-a spus ia gândul care era în Hristos și lasă-L pe Dumnezeu să fie stăpânul tău. Intrăm în această rugăciune și îl cerem, îl rugăm, Doamne, fii Tu stăpânul vieții mele! Vino tu în mintea mea, schimbă mintea, schimbă în gândul, schimbă în viața. Rupe lanțuri dacă trebuie. Dacă sunt legături, este puterea lui Dumnezeu gata să-ți rupă lanțurile, să te elibereze. Este Duhul lui Dumnezeu să, să frângă orgoliu, mândria, neliniștea, neputința, încrederea prea mare în tine. Este aici Duhul lui Dumnezeu să ne schimbe și să ne aducă mai aproape de El. Este timpul rugăciunii în care ne punem viața în mâna lui Dumnezeu. Să ne asculte Domnul! Să ne asculte Domnul! Vorbește cu Tatăl tău acum! Aleluia!